În această lecție vom vorbi despre diminutive și despre rolul lor în comunicare. Să pornim așadar la drum. Haideți să ne amintim ce sunt diminutivele. Dacă derivăm un cuvânt de bază adăugându-i un sufix diminutival, obținem un diminutiv. Să luăm un exemplu. Adăugându-i cuvântului casă sufixul uță, obținem un cuvânt nou, căsuță. Dar ce sunt sufixele diminutivale? Ele sunt o categorie de sufixe care denumesc obiecte sau însușiri considerate de vorbitor mai mici decât obiectele sau însușirile denumite de cuvintele de bază. Iată mai jos, în norișorii albi, câteva sufixe diminutivale. El, uț, icel, ică, uc, ior, aș, uleț. Sufixele diminutivale pot ajuta la crearea substantivelor comune, dar și la crearea celor proprii. Haideți să le găsim pe cele din urmă. Da, ai ghicit! Acestea sunt Luminița, Ionel și Mărioara. Diminutivele se formează în principal de la substantive, dar și de la adjective sau de la adverbe, foarte rar de la alte părți de vorbire, de exemplu de la pronume. Pietricică, năsuc, dulăpior sunt formate de la substantive. Măricel și frumușică sunt formate de la adjective. Binișor s-a format de la un adverb, iar mătălică de la un pronume. Haideți să exersăm și să creăm diminutive potrivind piesele de puzzle, în așa fel încât să formăm cuvinte cu ajutorul sufixelor diminutivale de la cuvintele propuse. Puneți pe pauză prezentarea pentru a rezolva pe caiet exercițiul. Bravo! Ai rezolvat corect! Cuvântul părculeț s-a format prin derivare cu sufixul diminutival uleț de la cuvântul de bază parc. Cuvântul copilaș s-a format prin derivare cu sufixul diminutival aș de la cuvântul de bază copil. Cuvântul înăltuț s-a format prin derivare cu sufixul diminutival uț de la cuvântul de bază înalt. Cuvântul încetişor s-a format prin derivare cu sufixul diminutival ișor de la cuvântul de bază încet, iar cuvântul prăjiturică s-a format prin derivare cu sufixul diminutival ică de la cuvântul de bază prăjitură. Care este rolul diminutivelor în comunicare? Fiindcă se folosesc mai ales în limba vorbită, diminutivele exprimă în principal afectivitatea, grija, alintul sau familiaritatea. De exemplu, are o fetiță atât de drăguță, ce rochiță frumoasă ai! Te doare degețelul? Te servesc o cafeluță. Am umblat toată ziulica. De multe ori, diminutivele au și sens de superlativ. De exemplu, bunica face niște plăcințele. Uneori, diminutivele au conotație disprețuitoare, depreciativă, peiorativă. Această conotație se stabilește doar analizând contextul în care apare diminutiv. De exemplu, e și el un scriitoraș care a scris un volumaș. Sau, orice funcționăraș se crede important. După cum ați observat, cuvântul peiorativ are sensul defavorabil, depreciativ, disprețuitor. În zilele noastre se folosesc cu sens ironic diminutivele formate de la neologisme sau de la cuvinte care, în mod normal, nu acceptă diminutive. De exemplu, șefuleț, dolăraș, americanel sau stătuleț. În literatură, folosirea diminutivelor conferă expresivitate. De cele mai multe ori, ele au valoare afectivă.
De exemplu, în poezia Puișorii, scrisă de Grigore Vieru, euul liric își manifestă grija față de puișori. Pui golași, cum stați în cuiburi fără plăpumioare? Ne învelim cu ale mamei calde aripioare. Și Vasile Alexandrii surprinde în poezia sa lumea ființelor mărunte care anunță sfârșitul iernii. O, Doamne, iată un flutur ce prin văzduh se pierde. În câmpul veșteg, iată un fir de iarbă verde pe care încet se urcă un galbin gândăcel și sub a lui povară îl pleacă încetine. În poezia populară, diminutivele au valoare afectiv-sentimentală. De exemplu, fata îndrăgostită din Doina Măi bădiță bădișor îl imploră pe tânărul iubit să nu îi mai trimită atâta dor. Măi bădiță bădișor, nu-mi trimite atâta dor pe vale și pe izvor și pe gura tuturor. Trimite-mi mai puținel și hai dumneata cu el, că-i o sfată tinerea, dorul tău nu-l pot ținea. În unele texte literare se creează cu ajutorul diminutivelor un efect ironic sau autoironic, așa cum se întâmplă în cunoscutele amintiri din copilărie ale lui Ion Creangă. Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vrem și ce oameni mai erau în părțile noastre pe când începusem și eu, drăgăliță Doamne, a mă ridica băiețaș la casa părinților mei. După cum observăm, diminutivul băiețaș are un evident sens autoironic. În episodul La Cireșe, cuvântul trebușoara are, aparent, sensul unui lucru bun. Dar știind că trebușoara pe care o face Nică, alergat de mătușa Mărioara, este să pună cânepa femeii la pământ, zâmbim acest cuvânt având un evident caracter ironic. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa, nu știu cum, se încălcește prin cânepă, ori se împedecă de ceva și cade jos. Să concluzionăm. În limba română, derivarea cu sufixe diminutivale este foarte productivă. Diminutivele îmbogățesc comunicarea și sporesc expresivitatea textelor literare. Între prieteni, în familie, folosirea lor este firească, naturală. Însă, atenție, în situații formale, protocolare, ele nu sunt recomandate. Așadar, vă sfătuiesc să nu le folosiți în exces. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez succes în tot ceea ce faceți. La revedere!